Fals sau adevărat? Foarte adevărat. Astăzi eu pun întrebările. Alex, spune-mi, te rog, dacă o proprietate este promovată de foarte mult timp pe piață, este ceva în neregulă cu ea? Fals sau adevărat? Foarte adevărat. Și asta pentru că de cel mai multe ori o proprietate este lansată de prea mult timp în piață și face ca să își pierdă din valoare. Sunt toate investițiile imobiliare fără riscuri? Fals sau adevărat? Fals. Fals, pentru că dacă nu ai un consultant imobiliar care să te ghideze în direcția de a cumpăra o proprietate corectă, s-ar putea să fii dezamăgit pentru că vei cumpăra ceva poate supraevaluat sau poate într-o zonă neplăcută sau ceva de construcție se poate degrada foarte repede în timp. Cele mai scumpe proprietăți din București se află în zona de nord, fals sau adevărat? O, dar foarte adevărat. Și asta pentru că nordul practic se reconstruiește în fiecare zi și pentru că avem niște cartiere foarte interesante cu istorie foarte îndelungată, cum ar fi Dorobanți Capitală sau Primăverii, al căror locatari, să spun așa, sunt curând nume și sunt oameni foarte importanți. Plus alte chestii foarte mai interesante.